Termenul a expirat în data de 20.11.2017, ora 15.30. S-a înscris un singur candidat, iar examenul... Cine e candidatul? Candidatul este doamna Chirilă Elena. Dar spuneți-mi, ea îndeplinește condițiile? Pentru că la concursul anterior nu l-a îndeplinit. Trebuie să aibă studii medicale de scurtă durată. În august anul acesta s-a schimbat ordinul 284 din 2007, a apărut o modificare prin ordinul de ministru 954 din august 2017, unde la criteriile specifice pentru directorul de îngrijiri medicale a apărut la punctul 3, sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată cu diplomă de licență absorbire. Și atât. În vechiul ordin era o continuare în domeniul medical. Scoțând în domeniul medical, înseamnă că are dreptul să participe orice asistent medical generalist principal, cu cel puțin 2 ani vechime ca asistent medical generalist principal și absolvenți cu diplomă de licență. Da, bine, da, este adevărat că doamna Ostachie nu s-a mai înscris pentru că dumneaei n-a refuzat să spună motivele. Se spune că ar fi primit un telefon prin care i s-a spus să nu se înscrie. E adevărat? Nu este adevărat. Dacă dumneaei declară așa ceva, o să-mi spună și mie de unde a primit acel telefon. Nu, dumneiei nu declară așa ceva, surse gazetărești declară așa ceva. Nu, nu, doamna director de îngrijiri actuală, doamna Lidia Ostahie, este plecată la Iași la un curs de pe programul de infecție asociate actului medical, curs programat de către cei de la București de acum câteva luni, unde normal că trebuia să trimitem directorul de îngrijiri medicale și un asistent de la SPIAM, serviciu SPIAM, s-a dus la acel curs de luni. Nu știu motivul pentru care nu s-a mai înscris. Eu până vineri seara știam că se înscrie. Aha. Și pentru mine a fost o surpriză luni când m-am întors de la un curs de la Brașov și am sunat să văd câți candidați sunt, că era ultima zi, și pentru mine a fost o surpriză să aflu că nu s-a înscris. Așa, și... Mai mult care sunt motivele, dumneavoastră le știe. Bun, și în acest... Dar nimeni n-a influențat-o în niciun fel. Așa, și în aceste condiții, care va fi soarta doamnei Ostachie? Se va întoarce pe vechiul post la psihiatrie? Da. De asistent șef la psihiatrie, da? Asistent la centru de sănătate mentală.